Indemnizația de creștere a copilului este un sprijin social oferit de către statul român părinților și are rolul de a fi sursa principală de venit pentru părinți în cazul în care aceștia optează să stea acasă pentru a se dedica în totalitate creșterii copilului, până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap. Iată care sunt documentele necesare pentru obținerea acestei indemnizații în anul 2024. Indemnizația pentru creșterea copilului în 2024, documente necesare pentru obținerea acesteia. Cerere, indemnizație, creștere, copil. Actele de identitate ale ambilor părinți, original și copie. Certificatul de naștere al copiilor, în original și copie. Certificatul de căsătorie, dacă părinții sunt căsătoriți, sau alte acte doveditoare privind relația părinte-copil. Certificatul de încadrare într-un grad de handicap a copilului, dacă este cazul. Adeverință de angajator, care să specifice prima și ultima zi de concediu de maternitate, precum și data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie. Adeverință de venit pentru veniturile obținute în ultimele 12 luni, așa cum prevede de legea. Dovada cu privire la veniturile obținute, eliberate de angajator sau de organele competente. Regulamentul general privind protecția datelor, completat de ambii părinți. Declarație solicitant. Declarația celuilalt părinte care nu a solicitat indemnizația. Notă de informare semnată de solicitant. Declarația pe propria răspundere se completează de solicitant pentru dosarele depuse online. Extrase de cont al solicitantului dacă dorește să se facă plata în cont bancar, precum și alte facilități prevăzute în lege pentru părinții de gemeni, tripleți și multipleți.